se juca prin grădină și își făcea pistoale din lemne și tot felul și da, jucăriile și le confecționau ei. Nu aveau jucării și... Și eu țin minte că, adică, eu prindeam gândaci de mai și aveam o cutie de cuvărul meu, aveam o cutie și acolo o prindeam, era așa din lemn, săracii se sufocau acolo, dar era o satisfacție când prindeam un gândac de mai mare. Da, erau jocuri care ne încântau acum. Da, știu că și eu făceam multe prostioare de genul ăsta când eram mică, mai ales pe la bunici, că vara mi-o petreceam acolo cu verișoarele, cu verișorii. Și adunam tot felul de prafuri, pământ și cretă și făceam mâncare. Da, și căram făină, frunze. Căram făină din camera bunicii și lăsam o dură până la loc unde eu jucam. Și venea și zicea, da, făină, nu! Deci făceam mâncare. Bine, eu cu acele prafuri construiam. Făceam mâncare. Fiecare da. Cu domeniul său de da. Acțiune. Era frumos. Mi-e dor câteodată de vremurile copilăriei și de clipele în care chiar eram așa de... Era frumos. Și visători și... Chiar și când mergeam la muncă cu bunicii. Era chiar o satisfacție mare. Da, și cu ce bucurie îi ajutam, adă-mi ceva, imediat era. Acum dacă zice la un copil da. Să-l ajute, nu, îi zice ceva. E altfel. Da, și stăteam de dimineață până seara și ne jucam pe stradă și fugeam și aveam atâta energie și ca să nu știu că trebuia să mănânc, venea ora de mâncare și... fugeam repede în casă, luam o bucată de pâine și așa și mama făcea chestia asta și era foarte frumos. Scopul nostru era să nu stăm pe acasă. Da. Și când am mai crescut un pic, pe la 6-7 ani, stăteam la bloc la etajul 1 și din balcon aruncam cu apă în capul oamenilor. Din asta vara. Și nimeriai? Da. Păi mă ascundeam. Care era reacția? Se mai întâmpla. E, păi toți se înjurau. Se mai întâmpla să mă trezesc cu cineva la ușă, dar făceam chestia asta doar când eram mică. Deci mama nu cred că eu știu. Nu mai strigam de la balcon, altceva nu făceam. Era la verișoara mea și asta tot la bloc și ne-am făcut smee. Și le scoteam pe geam și ne-am văzut vecină de sus și eram singură acasă atunci. A venit jos și a sunat-o pe mătușa mea și a venit pe casă și ne-a pedepsit. Era frumos. Și ne simțeam așa bine când, chiar dacă ne certau părinți sau ne făcea plăcere să ne distrăm. Chiar dacă eram certați până la urmă și da. Eu aveam un scaunel pe care eram pedepsit 5 minute. Colț rău. Făceam ceva rău în colț, cu mâinile sus sau, eu știu, fără televizor sau... Eu mergeam la mătușa mea și aveam acolo un sertar cu o grămadă de chestii în el și le scoteam, îmi prășteam pe acolo și dacă făceam ceva, eram pe lipsi. Un scaunel verde mic. Ce minte! Ăsta mult pe el, de-l ții minte. Da. Și tot întrebea, nu a trecut 5 minute, nu mai stai. Stăteai câte o jumătate de oră. Dai seama că nu stăteam atât. Acum de multe ori, dacă părinții pedepsesc, dacă zice mama, deci stai în colț, nu mai stau mulți, nu ascultă, deci... Aici nu ar trebui să țină de el. Mulți părinți sunt mult mai indulgenți. Știu că am fost pusă de colț acum, în clasa 11-a de... am rusoară de engleză. Și având în vedere că sunt indulgență, asta se reflectă în viitor. Și să le pară rău că am fost așa indulgenți. Și ai stat la colț. Păi n-am avut de ales. Da. Știi, cu părinții îți mai permiți, nu mai răspunzi mie și nu e bine. Dar nu ții cont chiar așa, zici, ai mă, mamă, ce... Te-a bucat, știi, dar profesor nu poți să-i zici. Când îți spune o persoană străină, stai în colț, da. Totuși. Oricum n-a fost vina mea, dar trebuie să mă execut. Oricum toată lumea, nimeni nu e vinovat.
Nu, dar chiar n-am fost vina. Atunci de ce ai ajuns în colț? Păi uite, colega din spate vorbea și am spus să tacă. Și chiar atunci m-a auzit profesoara și a să merg la colț. Păi tu ai vorbit, e vina ta. Credeți că viața adolescenților din trecut, a părinților noștri când au fost adolescenți, era plictisitoare? Nu cred. Credeți că nu aveau ce face? Deloc. Tot timpul dezvoltă. Erau, chiar dacă nu aveau ceva, dacă nu se jucau, erau puși de părinți să facă, să-i ajute, deci tot timpul aveau activitate, nu stagnau. Și e bine, pentru că dezvoltau multe capacități. Acum cred mulți, că aveau timp să se plictisească. Da. Acum mulți stau și dorm și pierd vremea, nu, nu mai. Și așteaptă totul să le fie dat pe tavă, nu mai da, fac ei. Și spun că se plictisesc când nu fac nimic. Cum poți să spui când te plictisești când aștept să pice ceva din cer? Normal că te plictisești. Ar trebui să ne găsim tot timpul ceva de lucru, chiar dacă nu, dacă e un moment mort, o perioadă moartă, să eventual să luăm să citim o carte sau să ajutăm pe mama sau eu știu, să ne găsim tot timpul ceva de lucru, pentru că nicul meu punea pe mama să aleagă ori să muncească, ori să stea în genunchi pe ziar cu porumb. Păi asta mi se pare pedeapsă. De ce să stea? Ori stătea acolo, ori la muncă. Vai. Era și pedeapsă. Dacă nu făcea ceva sau... Da. Săraca. Eu cred că alergea de multe ori să... Muncească. Normal. Muncea. Doamne, cine... Nu cred că ți-ai dorit să stai în genunchi. Pe porumb. Pe porumb, pe beton. 5 minute, 10... Nu cred. Acum stai confortabil, poate te vorbești așa. Poate. Oricum. Și pedepsele... Cred că erau prea aspru. Nu era prea aspru să stai în... Uite-te la părinții noștri, cum ne crezi pe noi și atunci poți să spui, poți să dai cu părere dacă au fost prea aspre sau nu. Poți da. Vedea asta în tine. Da, erau de multe ori dacă nu făceau și mama îmi spunea că luau o jordă sau eu știu, acum eu nu mai văd părinți care să dea în copii. Dar eu cred că făceau și de bunăvoie. Ce făcea de bunăvoie? Să-i ajute pe părinți. Și de bunăvoie, dar îți dai seama că existau. Existau momente când, da, dacă nu faci, ai grijă, dacă nu faci, ți-o iei pe fund, adică ai grijă. Ai zis vorba de citit. Vi se pare cititul un mod de a vă distra? Eu nu cred că e un mod de a te distra, e mai mult o plăcere, un mod de a te relaxa. Exact. Păi da, dar depinde și ce citești. Poate citești o carte amuzantă. Da, și atunci poți să citești și să râzi singur. Păi da, te distrezi. Da, se poate lua și așa carte. Nu neapărat de... un mod de distracție, dar de relaxare singur. E foarte relaxant să stai și să citești. Decât și e un mod de a ieși poate din lumea în care ești tu și intri în carte și îți imaginezi că ești acolo sau îți imaginezi personajele și te detașezi de lume. Da. Intri într-un alt univers, într-o altă dimensiune și e bine câteodată să ne mai destindem de la viața cotidiană, pentru că de multe ori suntem foarte stresați și viața ne oferă multe greutăți și e bine să ne mai relaxăm. Viața noastră nu cred că ar trebui să fim prea stresați. Da, vorbim de stres, vreau să zic că cred că părinții noștri nu erau atât de stresați cât suntem noi acum. Suntem foarte adânc intrați în viață. Noi deja ne plângem că, vai de mine, nu mai putem, dar... Așa e, cred că în orice lucru găsim o pată de stres, orice ni se pare stresant, enervant, irritant. Da. Nu neapărat ceva mare, dar și dacă ai, de exemplu, un test mâine, câteodată ai așa o stare de neliniște și ca să te relaxezi poți să stai să citești o pagină și... Păi dacă ai învățat pentru testul ăla, nu cred că ai motiv să fii... Depinde. Stresat. Poate nu ai o zi bună. Pur și simplu. Factorii externi sunt foarte influențabili. De multe ori ne... Da, sunt influențabili, dar totuși când trebuie să faci ceva, îl faci și gata. Indiferent de ce factori externi există. Da. Ești obligat. Trebuie.
Obligație ca de voie bună. Da. Pentru un weekend de distracție, să zic așa, ați prefera să mergeți la o cabană cu prietenii sau să stați acasă, să vizionați filme cu un castron mare de popcorn? Normal, aș prefera să merg la o cabană decât să stau acasă. Și acolo ai putea să-ți iei un film într-o mică pauză și cu un bol de popcorn. Și ai rezolvat ambele... Cu mai multe boluri. Cu mai multe boluri de popcorn. E la o cabană, e cu siguranță o să fie mai multă lume. Mai deci, multă distracție. Mai multă distracție. De tocmai lume asta distracție. Uită tinerii din ziua de azi, pentru că preferă de multe ori să rămână acasă în cazul ăsta. Da, tocmai de-aia v-am și pus întrebarea, vreau să văd ce părere aveți voi. Și eu aș prefera, evident, cabană. Să zicem că aveți o zi așa plictisitoare. Ce faceți pentru a vă distra? Sun un prieten și ieșiți la un suc. Și dacă n-ai pe cine să suni? Întotdeauna găsești dacă ești un om... Poate unul e ocupat, unul e plecat de acasă, unul... Unul e liber. Pentru tine mereu. Da. Întotdeauna. Deci, întotdeauna ai... Întotdeauna poți să găsești ceva mult mai distractiv decât să stai acasă, la televizor sau calculator. Dacă nu ești, numai și te plimbi un pic, în parc. Și tot și e un mod de relaxare mult mai interesant decât... Dacă te plictisești, nu e neapărat să-ți găsești un mod de a te distra. Poți să găsești ceva de lucru, numai să nu stai, să te plictisești. Și atunci trece timpul mai repede făcând ceva. Și dacă se poate ceva constructiv. Să revenim un pic la aspectul fizic de mai de mult. Cum erau fetele atunci? Demachiate? Fete. Da. Erau naturale, cum ziceam, mult mai naturale și poate erau mai decente. Pentru că nu beneficiau de atâtea mijloace care beneficiați voi astăzi. Și poate și eu chiar cred că era mult mai bine. De ce? Pentru că voi tindeți să exagerați. De multe ori. Așa spuneți voi, dar nu mi se pare normal? Da, pentru că ați ajuns la o limită când vi se pare normal. Chiar dacă nu e. Bine. Vă e întipărit în minte că e normal, chiar dacă nu e. Da, dar să nu aruncăm cu pietre doar în fete, pentru că și băieții apelează la lucruri foarte exagerate ca să arate bine, cred ei. La machiaj? Nu. La, de exemplu, la pensat, la epilat, la făcut unghiile. Dacă mai poți să le spui băieți, părerea mea. Păi se consideră băieți. Încă chiar mai atractiv. Da, da, încă băieți mai băieți decât băieții normali. Nu știu de ce aș părere. Nu mi se pare normal să-mi duc la epilat sau la pensat, manicură, pedicură. Dar oricum, la o fată puțină aranjat, un pic pensat, puțin părul, decent. Nu am spus de asta, am spus de machiaj. Și machiajul dacă e puțin, dacă e discret. Nu vorbeam de puțin. Păi acum toată lumea exagerează. Nu toată lumea exagerează, numai că sunt și excepții, dar multe tind să exagereze. Oricum, în trecut erau mult mai decente și la îmbrăcăminte și la machiaj și la comportament. Nu cred că aveau machiaje și... Deci nu erau atâtea saloane. Da, ne-am cam bătut un pic de la subiect, dar am ajuns la concluzia că distracția de atunci e foarte diferită de cea de acum. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Timpul deținat emisiunii noastre s-a scurs. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii School TV. La revedere!